Teatrul de franceză de Tudor Mușatescu. Adaptare radiofonică de Constantin Moruzan. Mult mai frumos, Dodora. E a treia, Carmen, dragă. Ei, așa, a treia e a mea. La tine e a patra. Iarăși o să ne simtem Madame Varlam că am fumat. A plecat de acasă. În definitiv, nu suntem în pension, suntem în pensiune. Plătim chirie și suntem libere să facem ce vrem. Da, dar suntem încă eleve. Și regulamentul spune textual: oricine ține în gaz de elevi sau eleve. Bine că mai avem anul ăsta și scăpăm. Care an? Mai avem o lună și jumătate. O lună. Și bacalaureatul? Tu crezi că eu? Dacă am învățat-o ca astăzi. Cum să-mi vezi tu într-o zi ca astăzi? Duminică, mai, soare, flori în toate grădinile. Uite, lumea iese pe stradă, cofetăriile sunt pline. A început să facă și înghețată la cofetărie. Cât o vi porția anul ăsta? Vai, ce materialist ești. Nu, tu, sunt sărac. Fac cinste eu. Mâine trebuie să-mi vină mandatul de acasă. Suntem în 15, nu? Auzi muzica la grădina publică. Oh, pe Dunăre au început plimbările cu barca. Uite, eu mă mir de ce ai vrut tu să faci liceu când puteai foarte bine să stai acasă ca o prințesă. La țară tu! Sigur, să stau acasă, la țară tu! Tata, de când nu mai e învățător și a ieșit la pensie, e un ursuz. Are un dulău cât un vițel pe care îl cheamă Jean Valjean. Jean Vlășgan, cum îi zice Catinga vecina. Și un rău sprijit pe care îl cheamă Javert. Jevrel, așa îi zice Catinga. Mama, ce să facă, s-a obișnuit. Sunt sigură că dacă aș fi rămas la țară, nu m-ar fi adus odată la oraș, la un bal. Nici măcar la al marinei tu. Ei, da, da, dar poate că până acum te-ai fi măritat tu. Cu cine să mă mărit? Asta zic că tu înveți numai așa de plan. Păi dacă rămâneam la țară, cum aș fi putut să stau acum la Galați? Și după bacalaureat, la București. Ah, Carmen, București, acolo e viața adevărată. Eu trebuia să învăț. Cu pensia de la tata, abia putem să trăim. Mama acasă la tecuci, eu aici, la învățător. Azi la ce învățam? Să spun drept, n-am poftă de nimic. Mă doare capul. Păi de fumată doar. Mă doare de duminică. E primăvară. Și în loc să mă plimb cu fetele, cu băieții, să râd, să mă amuz, trebuie să stau închisă în casă și să tocesc. Hai să începem mâine, că tot e luni. Luăm săptămâna de la cap. Nu se poate. Ne-am jurat că de azi începem să învățăm pentru bacalaureat și trebuie să ne ținem de cuvânt. Bine. Hai să începem cu istoria, că acolo trebuie tocit serios la domnișoara Oată. Da, Ștefan cel Mare, că ăsta-i slăbiciunea ei. Dar tu știi că susține că se trage direct din Ștefan cel Mare? Cine? Un strămoș al ei a fost doică la Ștefan cel Mare. Cum doică? Păi da, că strămoșul era femeie. Da. Ei, da, mi-i place să zic că strămoș. Sună urât tu. Citești tu sau citesc eu? Citește tu. Bine. Ștefan cel Mare, 1457-1504. Ștefan cel Mare... Intră! Deranjezi, fetelor! Nu, Anibal, n-avem nicio treabă. Învățăm. Deocamdată ai deranjat covorile. Pardon. Domnișoară, Dora, am venit să te rog dacă vrei să-mi împrumut puțin cutia dumitale de compasuri. Cu plăcere. Și dumneata, înveți? Da, a venit Heruvim la mine să învățăm împreună. Carmen, e și îngerul aici. Da, suntem amândoi dincolo, la mine în rai. Și de ce vă trebuie compasurile? Învățați la matematică? Nu, la latină. Și vreți să măsurați unghiurile la virgule neregulate, nu? Nu, vrem să măsurăm timpul ca să treacă mai repede. Poftim cutia. Merci. Mă iert că te-am deranjat, domnișoară Dora. Nu face nimic. Atunci eu... Oh!
bine și mersi. E mor după tine, Dora. Totdeauna băieții proprietăreselor se amorezează de fetele care stau cu chirie la ele. Păi și eu stau cu chirie tot la mama lui Aniba și pe mine nu mă iubește. Te iubește în schimb prietenul lui Ionescu? Ce? Heruvim. Ia nu mai face pe mironosita, parcă tu nu știi. Dacă m-ar iubi, mi-ar pune o verde în față. N-are curaj. De ce nu-i spui tu că mor după el? Eu? După Ionescu? Ce? Heruvim? Da, mă confuz cu tine. Tu ești focă după Anibal. Te înșeli, dragă Carmen. Anibal n-așteaptă decât un gest al tău. Am plictisit de când îl tot vără scrisori de dragoste pe sub ușă. Face numai literatură, tu. Și versuri. Cred că o să ajungă mare poet. Și al meu tot așa, tu. Pute poeziile cu lac. Parcă ar fi scrise cu stropitoare de flori. Dar știi că eu cred că sunt lacrimi de apă de colonie, tu. Prea miroase a freză. Și apoi nici nu precizează pentru cine plânge și pentru cine suferă. Începe cu Ileana Cosunzeara și termină cu Veronica Micle. Dar eu nici nu există în scrisor, tu. V-ați întâlnit vreodată numai voi doi? Nu. Adică, da, numai o singură dată. Da? Ei, acum o lună când ai fost la țară. Într-o noapte a venit aici, în odaie. Noaptea? Da, pe la 12. Au venit amândoi cu chef. Vai, făcuți tu? Și ai primit în odaia ta singură noaptea. Păi, când au bătut la ușa, am crezut că doamna Varlam. Și că încolo era îngerul. Și te clădirea în ușa ca un metronom. Ce s-a petrecut între voi? Tu, nenorocito! Mi-a cerut o țigară. Numai atât? Nu, două. Una pentru el și una pentru Anipa. Și pe urmă ce-au făcut? Pe urmă le-am spus aia sa fără că la mine nu-i debit. Intră! Intră! Sărmura! Domnișoară Dora! Da? Te rog, Aniba, să-i împrumut vițel compasurile. Păi acum 5 minute le-am dat Heruvime. Cui? Lui Anibal! Mi l-a cerut chiar el. Dracu! Păi dar spunea că-ți băteați împreună dincolo. Da, dar mi-a făcut bucata și a venit să le ceară în lipsa mea. Păi dumneata, unde erai? Am fost la fumoar, că în casă nu putem să fumăm. Acum e rândul lui la fumă. Și de-aia ai venit dumneata să ceri compasurile. Da, am plecat. La revedere, îngere. Am adus compasurile. Și mersi. Poborul ăsta o să-l mănânc într-o zi. După mai e trebuie cuția. Nu. Dar de ce a venit Heruvim aici? Ca să ne ceară compasurile. Dracu. Ce vrei, Heruvime? Ce faci cu ciocanul? Bate poborul. Ce? Dar mi se pare că nu învățați nimic dincolo. Începem de mâine, că e luni. Și noi tot așa. Nu, Carmen? Bine. Atunci ce facem azi? Știu eu. Sunteți grăbiți? Noi! De-abia am venit! Nu vreți să-l luați loc? Mersi! Dumneavoastră, ce faceți azi? Noi nimic! Absolut nimic! Nu vreți să învățăm împreună? Eu propun să facem o societate pentru pregătirea bacalaureatului. Ne distrăm, sigur! Să facem plimbări pe lună. Și cum să-i punem numele societății noastre? Am găsit! Casația! Societatea Casația! Nu e bun! Primăvara! Nu v-ar plăcea? Scârt! Și la toamnă, cum îi zicem? Vai, cum am speriat! Bascul lui Tuții! Uite, l-a aruncat pe fereastră! Hai, Tuții, intră! După șapte, se ne urmează și restul. Doamnei, domnii, vă rog, îmi face parte. Da. Așa învățați dumneavoastră. Păi, până acum am învățat, tu. Am făcut chiar și o societate pentru pregătirea bacalaureatului. Primăvara. Perfect! În calitatea mea de președintă, fiindcă sper că m-ați ales, vă mulțumesc pentru încredere și ca prim fond al societății îmi dați voie să vă ofer acest pachet de raționale. Parle din cancelarie. De la domnișoara Oatu. Ia fumează naționale. Dar de ce a venit azi la școală tu, că e duminică? I-a dat concet Fenic acasă și a venit să corecteze tezele la școală. Și cum i-ai prăjit țigările? Uite așa, când a intrat ea, mă aflam puțin în cancelarie, în interes de serviciu. Mă uitam în catalog să vedem ce note habemus pe trimestrul ăsta. Și când am auzit că vine cineva spre ușă, am
aterizat în dulap. Domnișoara Oatu și-a pus ouăle pe masă, poșeta, tezele, țigările. Profitând de un moment propice, intrase la spălător, am ieșit nonșalantul și am șparle țigările ca să nu viu cu mâna goală la societate. Dar de unde știai tu de societate? Pentru că dacă nu o făceați voi, o făceam eu. I-am compus și statutele. Auzi-mi, hai, stați, vă rog să mă urc la tribună. Asta adică pe masă. Așa. Articolul 1. Între membrii societății, primăvara tutuială este obligatorie. Da, deci și adunarea aprobă cu unanimitatea tăcerii. Articolul 2. Scrisorile de dragoste strâmburate între membrii societății pe sub ușă, pe sub ferestre, prin serviete sau prin gânțile de algebră. Dura, m-ai învățat în cate tu. Liniște, liniște. Sunt categoric interzise. Aceste scrisori vor fi înlocuite cu declarații de dragoste verbale. Da, da. Se interzice de asemenea întrebuințarea lacrimilor în corespondență. Se aprobă? Se aprobă! Atunci declar societatea primăvara legal constituită. Ajută-mă tu să comportă. Onorată adunare! Așa. Am onoarea să fac o propunere. Hai, să auzim. Sunt de părere să sărbătorim constituirea societății noastre printr-un banchet. Bravo! Să mergem în oraș? Și să mâncăm câte o cafte glasă? Nu. Un banchet trebuie făcut cu bere. Sigur, animal, și cu cornuri cu sare. Atunci să ducem în oraș să cumpărăm ce trebuie. Ei, ce cumpărăm din oraș? Eu vreau salam. Și șuncă? Șuncă. Nu, crepă, știi, pentru noi mai bun să știu. Atunci să luăm și salam, și șuncă, și crepă. Și ridică neagră să luăm. Ah, tu aș mânca sardele. Bine, Dora, luăm și o cutie de sardele. Și ca desert, vă rog, plăcintă caldă. Nu, ca desert, cafe glase. Mai bine prăjituri tu, că înghetata n-are ce să aducă. Cum n-are ce? Ia animalul în castron și pune 5 porții în el, ce mare lucru. Sigur că da, poetul castron. Ce te râzi, Heruvime, ce te râzi? Ia ascultă, îngerașule, cine te-a bătesat pe tine, Heruvim? Mama, fiindcă a fost labă de înger și m-a făcut... Spirite ieftine! N-am stabilit băutura. Câte este exact. De bere luăm? 4 țapi pentru comitet și o halbă pentru președinte. Nu s-o vrea să ne dea țapii acasă. Nu-i nimic, luăm sticle. Iei 3 sticle în brațe și gata. Poetul Clondir. Hai, plecați. Țineți minte tot? Da, dar... să-i spun ceva la ureche lui. Nu se poate, secretele în public nu sunt admise, vă rog foarte mult. Da. Uitați-mă asta. Atunci admiți? Da, sigur că admiți. Atunci du-te, domnule, și ia castronul. Vezi mai bine de clondirele tale. Ce țărăș aveți? Știți că n-are la el... Ce? Ce să n-ai? Numeral. Și carnetul cechii l-a încuiat maică-sa în șifonier. Nu-i nimic tu. Dă tu și ne socotim pe urmă. Păi i-am dat. Ce i-ai dat? Un sfat cum să facă rost de bani. O mică operație la șifonier cu un cutii de masă. Vai de mine, nu se poate să fure. Am eu niște bani puși deoparte și... Anibal, oprește-ți falzerea să găsiți capital. Am și luat castronul, l-am băgat în servietă. Poftim sticlele, iară. De ce ai pus castronul în servietă? Ca să creadă lumea că e bărbier și se duce duminica să vadă clienții acasă. E, v-am salutat, fetelor! Hai să uitați, băieți, la revedere! În 2 minute să fiți înțărați! Dragă, bine că v-am văzut odată aranjate și pe voi. Cum aranjat? Adică dacă până diseară băieții ăștia nu vă fac declarații de dragoste, sunteți niște proaste. Crezi? Sigur că da, dar fiți mai atente tu și mai decente. Pe ei interesează acum numai sufletul. Până se învață la cașcaval, pe urmă, vai de sufletul vostru. Dragostea lor acum este numai cu visuri, cu lună, cu versuri. La 17 ani nu se vede bine decât numai cu ochii închiși. Și iubitul tău ce face? Care iubitul meu? El, tu! El ce să facă, dragă? Mă iubește ca un disperat. Aseară mi-a spus că se sinucide. Dar când ai văzut aseară? Pe la 10, mi-a fost așa milă de el. Am și ieșit să-l văd. Păi, da. Spuneai că aseară te-ai culcat pe la 8. Păi da, până la 10. Și ți-a spus că se sinucide tu? Sigur. Asta zic și eu, amor. Lasă sufere. Eu cum am suferit? Înainte de a sensura, nu? Cine să sensoare? El, tu! Ai spus că s-a însurat pentru bani. Ai uitat? Cum să uit, dragă, cum să uit? Și nevastă-sa e drăguță? E o blondă infectă asta. Se pare că ziceai tu o brună creolă. Da ce, nu sunt și creole blonde? S-au oxigenat. Și el cum e tu? Spune-ne și noi. Hai, sunteți niște zguri spartea asta. Noi? Bine. Am să vă spun tot, însă dați-mi un pic de țigară. Stai că o aprinde. Am să vă spun tot. Afară de nume. Numele nici nu interesează, fetelor. Se numește El. El e pseudonimul primului iubit. E un tip înalt, brun, cu ochi verzi și vorbește corect. Are o privire așa care te zăpăcește, te mângâie, te sărută, te domină și te și cucerește. E zburit fantastic, magică tu. Pardon, am uitat, are o meșă de păr cărunt în dreapta, adică nu?
În stânga, mă rog, depinde din ce parte te uiți la el. Are fruntea mare, mare așa ca de statuie și un corp de gladiator. Nu de gladiator, de centurion. Care sunt dragăia din antichitate care au un corp frumos? Zei! Zei? Moți zei. Așa e, da. Centauri, tu? Are un corp superb ca de centaur. Nu știu că centaurul e jumătate vacă, jumătate împărat roman. Cum fost, dragă? Ăla e Apis, boulat. În sfârșit, principalul e care corp frumos. Mai stați! Fetelor, ce speclă sunt. Am uitat să vă spun marea noutate. Ce tu ia? Ia spune. Astăzi devine noul profesor de franceză. Serios? Dar de unde știi? Aseară la 10 când dormeam tu, a venit în inspecție la dormitor cu o sâmbăcească, pedagoga. M-a sculat din somn și mi-a spus: vine astăzi cu trenul de 6 și mâine se prezintă la oră. Zice că este un băiat înalt, tânăr, frumos, deștept, cool, care să ajungă cu siguranță profesor universitar. E tânăr tu. Și frumos. Înalt, brun, cu ochii verzi. Și vorbește corect, la fel ca el. Care el? Apis tu, centaurul tău. A, da, vai, la asta nici nu m-am gândit, ce coincidență. Ai un profesor tânăr. Îmi spunea domnișoara Cosâmbăcescu că la București, la liceul unde a fost înainte, toate fetele erau ipsos după el. Păi crezi și eu, dragă, e așa de bine. Știți, are așa un nume ca din romane, Dan Balint. Dan Balint. Nu știu de ce, dar presimt că o să-mi placă foarte mult Dan. Ce? Ai și început să-l tutuiești? Dar nici n-a venit bine și l-ai și luat în primire, Dora. Îngrozitoare ești, dragă Carmen. 6:20 m-am dus pe... Unde te duci? Nu stai la banchet? Nu mă întorc numai decât. M-am adus aminte că am o întâlnire la 6. Cu cine tu? Ah, dragă, cu nenorocitul ăla al meu. I-am făgăduit aseară că mă duc 5 minute să mă vadă. Și unde vă întâlniți? La el acasă. La el acasă? Și nevastă ce zice tu? Păi nu la ea acasă, dragă, la el, în garsonieră. Are și garsonier? Ah, și încă ce? E zbulit fantasco-magică, meza o fac, să nu cumva să nu vii tu! Nu, vă rog să nu mâncați plăcinta! Nebună e tu! Dar să știi, eu cred că e amorizată de tipul ei și că el nu o bagă în seamă. Crezi? Nu, vezi, sigur că da. Se cam încurcă în amănunte, dar să știi că în detalii e foarte clar. Și ce experiență are tu! Ce zici tu de profesorul de franceză? Mie mi-e foarte simpatic. A, și mie! Am sosit! Ia sticlele! Iară că le scap! Bine, bine, bine! Lași-mi repede înghețata să mi-au degerat mâine și dau drumul! Ah, cafe glase! N-am găsit cafe glase, am luat de lămâie. Tot aia e, Dora, numai că e altă. Ce? Nu mănânc eu lămâie să mă tai! Dora! M-ai distrus! Dă-te patronul încoace! Ah, lămâie, pasiunea mea! Mă duc până la gheată să nu se topească! Pune și lichidul! Dora, da? Ia-te, rog, plăcit asta că m-a frit la inimă! Nu, domnule, la grădină. De ce ești supărată, Dora? Te rog să nu mă tutuiești. Pardon, după statut? Ce ai, Dora? Ce e geloasă, domnilor? Geloasă? Domnișoara Otelo. Pe cine ești geloasă, Dora? Pe profesorul de franceză. Care profesorul de franceză? E unul nou care a fost numit la liceu de la noi. Mâine se prezintă la oră. Și de ce e geloasă pe el? Fiindcă el am suflat eu. Ce? Ce vorba e asta? Ce-a trămas așa? Mâine vine un nou profesor de franceză, asta e tot. Dar de unde știți voi? Ne-a spus Tuti. Mă, ce umblă asta cu vorbele? Poate ediție specială. Astea nu sunt vorbe, sunt intrigi, domnule. Da, intrigi intenționate. E un băiat tânăr, înalt, brun, cu ochii verzi. Exact. Și vorbește cu R, ca un francez de la Paris. În zilele astea ajunge profesor universitar. Îl cheamă Dan Balint. Dan Balint? Mm-hmm. Îngele, ce am? Și voi îl cunoașteți? Nu, dar o să-l cunoaștem mâine. Când o să-i oferim flori. Dar de ce să-i oferiți flori? Ce, e mort? E, poate o să fie după vrea din noi. Are o privire așa, care cerșește. Și umblă cu ochii închiși. Ha, e clar, Rânge, e orb. Nu, dar cu ochii închiși se vede cel mai bine. Și are și o meșă de păr cărunt în dreapta. Alături, în stânga. Mă rog, depinde din ce parte te uiți la el. Ah, și are un corp de centaur. Ce, e cal? Centaurii nu sunt cai, îngere, sunt gladiatori. E ca un gladiator. Măi, băiete, astea au băut ceva? Cred și eu. Dacă spun asemenea chestii despre Dan Balint. Auzi, colo, îngere, Dan Balint înalt. Îl cunoști tu? Dar te cred, îl cunosc perfect. Tu? El, da, îl cunoaște perfect. De unde, de unde? De la București, da. Când a fost anul trecut la tinerii mea română, îngere. Îl cunoaște și el, ca pe buzunarul meu. De la vestă, sigur. Suntem și rude după tata, care era văr primar cu mama lui. Cu Madame Balint, da. Sigur, o femeie foarte fină. Nu, îngere, da. De unde? O târtoșă ca și fisul, scurță și îndesată. Nu e înalt? Poate e un scaunel de bucătărie. Da, la picioare scurte. Da, și gras cu fason de cartof.
Trei zile cât am stat la el, fiindcă chiar la el am tras, n-a făcut decât să mănânce. I se neacă ochii în grăsime. După ce că-i sunt roșii, nici nu se mai văd. Are ochii roșii? Daca de crap proaspăt. Păi, tu ți-i spunea că... Și-a bătut joc de voi. Și unde vorbește cu R? Da. Vorbește cu M. Cum cu M? În loc de R pronunță M. De exemplu, în loc de rană zice mană, în loc de brac zice mac. Da, în loc de roșu zice moșu, în loc de amor zice amom. Cum o să fac ăsta amom? Mai mame mușimea. Măcicurcile. Râcicurcile, adică. Vai, ce groaznic de fel. E, cum o să ajungă ăsta profesor universitar? Păi, n-aș putea să stau de vorbă cu un astfel de om. Păi, adineauri te înfigeai scumpă, Carmen. Tu te-ai prăbădit toată când ai auzit că vine. Fason de gladiator. Gladiator cu ochelari. Poartă și ochelari. Dă-i-a cu sită. A băgat spaima printre deținuți. Vai, tu, dar știu că și-a bătut joc de noi toți. Ca să vă încerce. Parcă noi am crezut o vorbă din ce spune ea. De cine mă ajută să duc pachetele? Eu. Pentru doamna Varla, am notă de sită. Mama, vai, nu cum? Atunci vină, îngere. Hai, motopozul. Săracul Heruvim. Săracul? De ce? Suferă îngrozitor, Carmen. Te iubește. Te iubește ca un nebun și nu îndrăznește să-ți spună. Serios? Pe cuvântul meu de onoare. Dacă ai ști cât suferă. Te-a desenat pe toate caietele de notițe. Nu respiră decât prin tine, ca balena prin bronhii. Nopțile lui sunt albe ca zilele și zilele mai negre decât nopțile. Și mie mi-e foarte simpatic și eu mă gândesc la el, dar... Da, nu spune niciodată nimic. Ai milă de el, Carmen, ai milă. Nu-l mai chinui. Nu-i zdrobi viitorul, mai ales că n-are niciun. Bine, dar ce să fac? Să iei măsurile pe care ți le va dicta conștiința și inima ta de femeie. Vai, dar nu credeam că e atât de grav. Gravus, grava, gravum. Nebunie, sinucidere și... Mă autorizez să-i spun? Nu știu. Ia măsurile pe care ți le dictează conștiința ta de bărbat. E salvavit animus meus! Salvavi anima mea! Clei e și asta la latină. Cleius clea cleium. Heruvim, îngere! Pupă-mă! Tu pe mine, tu pe mine! Pupă-mă, domnule, și ascultă-mă când ți-ai spune! Lasă, domnule, că îmi spui dumneata, ascultă aici! Lasă-mă, domnule, să vorbesc! Nu mai băbi și ascultă-mă, n-auzi! Dar tâmpitești, mă! Tâmpitești tu, mă! Ești fericit, mă! I-a spus tot! Și eu! Cui? Ei! Care e? Dorei, te iubește, mă, flețule. Mă iubește Dora. E praf, mă, pusier. Și Carmen tot așa pusier după tine. De unde știi? Mi-a spus ea. Cum ți-a spus? E, pe latinește. Și cum ai înțeles? Ai căutat în dicționar? Ne iubesc, frate miu, ne iubesc fetele. Pupă, mă. Nu mai pot să pup pe nimeni decât pe ea. Dar ce e cu voi? Ce e cu voi? E nimic, Dora. Pune asta pe masă. Tu nu te schimbi, Dora? Carmen. Ușor. Pune tava pe masă. Dora, sunt foarte fericit. Și atunci, eu? Să bem pentru fericirea noastră. Brudărșa. Pentru fericirea noastră. Fetelor, băieți, pupați-mă! A venit tu! Cine? Profesorul de franceză! Am fost la gară. Ce l-ai văzut? L-am văzut, da. Avec Bézieu. Ui, ești afetul. Și cum e tu? E zburi fantasco-magic. E înalt, brun, are ochi verzi și vorbește cu re. Și acum, domnișoarelor, încheind cursul nostru de literatură franceză, înainte de a ne despărți pentru totdeauna, să vă spun câteva cuvinte. Desigur, viața universitară, aceea în care veți intra, în esența este tot o viață școlărească, guvernată însă de alte legi, animată de alte preocupări. Odată cu bacalaureatul se termină definitiv copilăria și începe oficial adolescența. Elevele de azi se transformă până mâine în studente. Iar vacanța aceasta dintre bacalaureat și universitate este cea mai frumoasă din toate. Este o punte de vis întinsă peste stelele și păpușile copilăriei, până la înfiorările de aripi
ale adolescenței. Eu, profesorul dumneavoastră de franceză, vă doresc o vacanță frumoasă și vă urez pentru viața care începe odată cu această vacanță toate bucuriile pământului. Dacă vreuna dintre dumneavoastră are de pus vreo întrebare sau de cerut vreo rămurire, vă stau la dispoziție. Domnule profesor! Da, domnișoară? Domnule profesor, aș vrea să vă rog să-mi dați un autograf pe această fotografie. Un autograf? Da. Cred că asta nu are nicio legătură cu limba și literatura franceză. Nu, dar... A cui e fotografie? A dumneavoastră, domnule profesor. A mea? Da. Și de unde o ai, domnișoară? De la fotocentral, unde aveți una și în vitrină. Mi-am procurat-o. A furgăsit-o, domnule profesor. Nu e adevărat, domnule profesor. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb unde se găsește cartea dumneavoastră între clasicism și romantism. Nicăieri, domnișoară. E epuizată. Îmi pare rău. Păi scurtă ce l-ar avea să citească. Fiindcă o elevă atât de distinsă ca dumneata ține să o citească, îți ofer un exemplar, domnișoară. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Da? În numele colegilor mele, Voienarul Dora și Ghioculescu Carmen și al meu, vă rog să-mi dați voie să vă ofer această mică amintire. Vă mulțumesc. Ați porvizit frumos. Și motive naționale. Și e brodat de mâna noastră. Cu pamplică bleu. Păi, văd că aici scrie Galerie Lafayette. Ce le-a face? Ăsta este un pseudonim al nostru. Bine, bine. Vă mulțumesc. Pentru puțin. Și dacă nu vă supărați, domnule profesor, vreau să vă întreb și o chestiune particulară. Numai să nu fie prea particulară, domnule. Nu. E în legătură cu o rudă a dumneavoastră. O rudă a mea? Da. Aveți dumneavoastră un văr mai de departe pe care îl cheamă tot Balint? Da. Tot ce se poate. Dar știți unul așa scurt, ca un scaunel de bucătărie cu ochii roșii și care vorbește cu M? Cum adică cu M? În loc de R, care de exemplu în loc să zică rață, zice mață. În loc de rareș, mame. Și în loc de radio, madio. Și așa mai departe. Nu, domnișoară. Domnul acesta a spus că e rudă cu mine? Nu, n-a spus el, au spus alții. Două persoane care... Liniște-te. Poți să le știu și eu? Nu, că-i dați afară din școală. Sunt colegi de-ai mei de învățământ? Nu, sunt colegi de-ai noștri de învățătură. Bine, atunci nu mai insist. Ei, la revedere, domnișoarelor, și vacanță plăcută. Nu pot să vă arăt. E secret. Ia, te grozăvești, tu te grozăvești. Lasă, poți, atât e să știi că te reclamă. Să știi că te plezesc, liniște. Să fii rușine. 29 iulie 1989, Galați, fostei mele elevi Eleonora Mihăilescu, un autograf la plecare în amintirea verbului ale... Liniște, al cărui subjuntiv prezent întotdeauna l-a încurcat. Mai proastu, e o metaforă, habar n-ai. Îmi pare rău tu că nu l-am întrebat dacă rămâne în vacanța aici sau pleacă undeva. Probabil că pleacă la mare. Oh, m-aș duce și eu, am nevoie de ultrascurte. Cât ești tu de lungă, cred și eu. Te rog, firea. Ba, eu știi ce cred, că se duce la munte. Oh, și mie mi-a recomandat doctorul aer de munte. Te ai pe tine la domiciliu. Ei, aflați că nu pleacă nicăieri. De unde știi tu? Dar ce importanță are? Principalul e că rămâne aici. Are interes? I-a spus el? Da, știu precis. Am stat de vorbă cu el în afară de școală. Unde? De politețe, că era invitat de unchiul tău. De politețe nu era obligat să danseze tot timpul cu mine. Cum a dat acolo? Ai dansat tu cu el? Da, te cred. La o serată dansez cu toată lumea. M-a strâns în brațe și mi-a șoptit la urechile ce mi-a șoptit. Băi, sunteți martore, fetelor, că Popescu și unul a zis-o și Napoleon Tănase? Da, a afirmat că domnul profesor Balint i-a șoptit la ureche. Da. Și dacă sunt martore, ce? Știu eu ce știu. Te rog să precizezi ce știi. Ce știi, dragă, ce? Nu vreau. Cine ești tu să-mi dai mie ordine? Napoleon Tănase. Carmen Seculare. Trimbo. Cârno. Nu vă certați, se strică vremea. Să te întind acum pe scoară, știi? Toată viața mea pot urâi de bogătan și de parvenit. În orice caz, eu nu sunt copil de servitoare. Cine e servitoare? Eu. Tu ții? Da, la mine se dă, fiindcă m-a crescut mama Lina spălătoreața. Bastardo, te legi de părinții altora. Eu m-am legat de părinții tăi, nu tu ții. Lasă-o tu în pace. Cred că tata oricum este mai oricum să crede decât alicârnă ce ești. Bastardo!
Sordul! Sordul? No! Dai mine! Las că mă arăt eu! S-a dus reclame. Deși, de cât? Mersi tu că te-ai bătut pentru mine. Dar nu și obraznică? În definitiv mi-a zis ce sunt. Domnișoare! Gioculescu? Pentru ce ai dat în Popescu? N-a dat Gioculescu în Popescu, domnișoară. Eu am dat că mie mi-a zis. Ce? A făcut o bastardă. Da. Nu te-am întrebat pe dumneata. Popescu? De ce ai făcut o bastardă pe Panait? N-am făcut-o mine. Ba, în loc să vă ocupați de examenul de bacalaureat care bate la ușă, vă pierdeți vremea cu prostii. Dacă vă închipuiți... Dacă vă închipuiți că anul școlar, fiind pe sfârșite, nu mai trebuie să aveți niciun respect față de această instituție și mai ales față de profesorii ei, vă înșelați? Voi semna la cazul direcțiunii. Joc! Ce-a făcut Napoleon Tănase? Napoleon Tănase! Napoleon Tănase! Fetelor, atenție! Vine profesorul din natural ciocănitoarea! Liniște! Jos! 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 Deci o mișcare! Patriot! Dar dumneata și cauți la tablă. Am șters-o, domnule. Aha, bine. E, azi, în ultima oră în anul școlar, ne profităm de el, fiind unul din cele mai interesante crustacee, ca lumii racul. Da, racul domnilor este caracteristic prin vârful capului său trunchilar. Unde a spus creta, vă rog? Da, pe caceta. Dar de ce e asta? Un cod vizit? O mică amintire din partea elevilor poenarul Dor, așa nu menționez. Gioculescu, Carmen și Panaite de Caceta. Să-l purtați alea toate. Vă mulțumesc, domnitarilor, pentru atenție. Acum să trecem mai departe. Racul domnilor crește din vârsta așa ce mai tragică printr-o serie de metamorfoze. Mai atât mă garantez, domnule. Nu știam că sunt ăla. Nu uitați că lui de mod de gând și intrăm la ori imediat și sună copățelul, colega. Da, și dorit. Credeam că am uitat aici pe catedră, un fost vizit pe care l-am primit adunea ori. Ei, după mine ești copil acel paistat nou, ei? Eu care credeam că elegeri nu au venit numai miun. E propa de străinitate la avocat. Da, probabil. Mi-ar părea foarte rău să fiți eu despre o amintire foarte frumoasă. Vă salut și încă o dată, mă iertați? Da, da, nu faci nimic. Ion! Așa! Hopu, domnilor! Hai! Prin urmare, e clar. E clar. Numai de-ar veni, dragă. Cine să fie îngeri? Dani? Păi sigur. Mesalinele. Sigur că nu. Că doar el a aranjat. Nu am dat. Da. Auzi, domnule, ce se le dea prin gând. Fășeară casa de la mama Lina și să-l invite aici pe profesorul Balin. Amenințându-l că dacă nu vine, se sinucide amândouă. Să-ți ascund lucrurile de mine, el nu m-a pomenit. Și când zici că a umpliat casa asta? E dimineață, tu, s-o duc la mama Lina, care e răzbălat la madame Gălățeanu.
Și-a rugat un numele meu să le dea casa împrumut, înțelegi tu, pentru astăzi, Cadem Zexe. Astăzi o petrecere între fete, pentru sfârșitul anului. Noroc că ai întâlnit cu mama Lina, să-i avea la tine. Da, lui Balin, când i-au trimis biletul? Ieri după prânz, am șterțit misionarii și am citit de lucru. Auzi, domnule, ce se vedea prin gând. Asta-i mai spus. Păi, nu-i nimic, dar omul la supărare. Și unde și-au găsit? Dar am de multe. Aici m-am pomenit. Aici am crescut până la 7 ani, când m-a dat mama Lina la orfelinat. Da, dar nu mai crezi de bine că am ajuns aici. Ce? Încă tu le-ai băgat în cap pe profesorul de franceză. Bine, îmi pare că acum te-au trădat. Ia, termină, te rog. Și încă ce trădare. Am nezbunit, am dat comandă. Și atenție, vin Dora și cu Carmen. Cu un milion de pachete în plasă. Repede, băieți, îmi pot. Uite, dau și sticlă cu lui. Hai, ce să mai râd de el? Lasă poeziile că mă apucă nebunire, haide! Tu, Carmen, mi-e frică să nu ne fi urmărit domnișoara Costântăcescu. Ne-a văzut așa cu sticle cu pachet, îmbrăcate în rochii de sală. Ce minion, tu s-a întâlnit! Acum ce ochi, ochi! O viață are omul și plină de accident! Da, uite cheia de la buchet. Na, scoate pahare și papuri. Uite, uite, asta trebuie bună când trebuie să avem tare. Pațiunea lui? Dar tu crezi că ne ajung 5? Sigur, el 3 și noi câte una. Salamul, salamul pe cel punem. Ah, uite pe asta. Și de asta o să punem pralinele, nu? Ești sigură tu că îi plac pralinele? Deci tu ți-mi-ai pus că la petrecerea de la unchiul Juno ne-a mâncat numai praline. Da? Mă rog, pune și pișcoturile pe farfuriala aia blu. Păi ce obită, nu, tu, uite alta. Nu, asta-i de pește, tu. De pește, tu. Vezi că e un pește pictat pe ea. Așa. Ce mai avem, ce mai... Măslinele! Dar ce te-ai mâncat tu? Suica cu măslinele? Cum o să dai țuică la început? Țuică la urmă, ca desert. Dăm un pic pralinele cu apă rece, pe urmă pișcoturile cu vin și la urmă țuica cu salam și măslinele. Și pligomidalele? Între praline și pișcoturi. Ce? Am uitat să luăm pâine, tu! N-avem cu ce da aperitivul la țuică. Stai, Dora, stai! Ce? Am o idee! Dăm pligomidalele cu vin și pișcoturile le dăm la țuică cu salamul și măslinele în loc de pâine, nu? Și mai și nu se poate, nu se poate. Trebuie să aibă mama Lina vreo bucată de pâine pe aici, undeva. Ia să mă uit. Ia să mă uit. Ai auzit? Da, tu. Ce-o fi fost asta? A, vreo pisică prin putru. Da. Ce-o fi fost asta? Mi-e frică. Fie cu spiritul. Ce să caute spiritele în pot? O, fii un câine. Câine în pot? Arătă, anunță. Ești care ageată. Te speri din toate fleacurile și mă impresionezi și pe mine. Hai să punem masa. Suica ar trebui pusă la rest. Un bloc, un bloc. Aulă, 5 cărunți sfert. Ce-ar fi tu să nu fie? Comisionarul a spus că a zis bine. Dar tu crezi că ideea noastră a fost bună? Să nu se supere pe noi. De ce? Două fete tinere și drăguțe le-au chemat să ia un ceai împreună. Asta nu poate să supere pe nimeni, un ceai. Care ce? Așa se zice tu. Și ce o să vorbim tu cu el? Ce să vorbim? Conversație, ce vrei să vorbim? Ai, eu n-am nicio idee. În orice caz, deși la sol s-a ieșit ca să rămân singură cu el, eu întâi, uite, își cediți loc. Mă rog. Ce să-i spui? O să văd mai întâi ce zice el. Dora, îmi pare rău de tot. Prea am trădat-o. De ce? El îi spune nouă când și unde se întâlnește cu iubitul ei? Și băieții? Oh, dacă ar afla băieții... Aceia amesteci pe ei în lucrurile astea serioase. Ei sunt niște copii, tu puști, ce... I-auzi? Iarăși? Să-ți spui cineva în pod? Tu te devii. Ce? Mai bine mă țin ucide de mor de frică? Mă țin ucide? Ce, 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 ce? N-am adus apă. Mă duc în curte la cișmea să aduc apă proaspătă. Merg și eu cu tine. Nu stau singură aici să mă dai. O, fricoasă mai ești. Hai, hai, ia Doamna. Hai, hai, hai. I-ai auzit, îngere? Puști, de ce? Hai, Alipa, ce frumos v-ați mascat. Pălerine, vai și gâși, poate sunteți niște fantome. Ei, și tu, tuții cu dominou roșu. Uitați-vă, băieții de bine. Îngere, vezi?
repede. O clipă să-l scot masca. Poate să-l de repede. Serviți-o măslină? Eu iau o pricomentare. Să am mult. E minunat. Ce bine-ți vine capotul ăsta. Mergiți-o, doamne, capot. Mi-a rochea cu fraie sembra că domnișoara cu sâmbăcescă la școală de anul nou și parlând de la garderob. Pișcot cu salam. Merge. Eu aș bea un gât de vin. Prozit. Ia, mâncați, fraților. Măsline cu praline. Parcă e friptură de pasăre. Da. Ia pure toată ziua. Știm, puneți-vă măștile așa. Știți ce aveți de făcut? Haide, ieși. Mă rog, la ducere am dus-o, eu la facere tu, frățește, Carmen, dracu. Tu? Ce? Tu? Ce? Câte plicomidale am cumpărat noi? 5. Am dispărut 2. Nu se poate. Tu să știi că se scrie în casă. Și vinul! E băut din sticlă! Dumnezeu, frică! Trebuie să chem Apolon și Sfânta Elena. E bine, hai să te ajută. L-auzi cântă ca un glob de aur. Hai să fugim. Hai tu. O leșină? Să le legăm cu cârpele astea la ochi. Așa. Îți fără teamă. Spiritele nu vă vor face niciun rău. Urmați-mă, fecioară rătăcită! Lacă mare cu ele! Liniște, gata, le-am încuiat pe cămara. Acolo este o beznă, cheia e la mine. Asta zic și eu, farsă! Ui, vă dați cu magi! Numai să nu-i se facă rău, frică nu-i de joacă. Lasă ca o inima tare, îngere! Sigur că da. Eu zic să oprim farsă aici, mi-e milă de ele. Ce vorbești, dragă? Nu, șarmo! Ce, lor le-a fost milă de noi? Haide, duceți-vă repede. Eu vreau să-l aștept singură pe domnul Balint, știți? Ieșiți, vă rog, pe din dos și dați-mi un licioare, ca să nu cumva să vă întâlniți cu domnul. Hai, plecat! Hai, cartaginezi! Hai, bună ziua, domnișoara Tanaite. Să trăiți, domnule profesor, am onoarea. Aici stă domnișoara Poenaru? Da, aici, poftiți, vă rog. Știți, m-a rugat pe mine să o ajut când are muzafir. Și domnișoara Carmen Ghioculescu tot aici stă? Da, locuiesc împreună. De fapt, știți, stăm câte ștrele împreună. Îl vă rog, luați loc. Da, mulțumesc. Trebuie să vie și ele numai decât, să știți. Nu sunt acasă. Nu, dar din numai decât sunt duse la o vedere. Poftim? La o vedere? Știți, n-am văzut fete mai actiate după măritiși ca astea două, domnule profesor. Tot timpul visează numai să se mărite. Știi, camera asta n-are deloc aerul unei odăi locuite de niște școlărițe. Păi știți, aici nici nu e odaia de studii. Ăsta e salonul. Studioul e tot mai dincolo. Așa. Da. Domnișoarele stau cu chirie aici. Da, le-am închiriat eu o cameră cu două paturi. Dacă îmi dau musafir, le dau acces și în salon. Când e milă de ele, sărace. Dumneata ești proprietara? Da. Mama Lina a spus că-mi lasă mie casele astea. Cine e mama Lina? E proprietara provizorie. Provizorie? Da, că le stăpânește numai până o muri. Pe urmă devin eu proprietară definitivă, că o moștenesc. Da, înțeleg. Nu doriți o țuică? Nu, mulțumesc, nu, domnule. Atunci să vă servesc o pricomigdală. Nu te deranja, te rog. Sunt pregătite de un ceas și pe urmă știu că pricomigdalele sunt pasiunea dumneavoastră. Pricomigdale și romantismul francez. Deci, pe voastră romantismul francez, nu zic nu, domnule. Dar pricomigdala nu pot să sufăr. Vai, nu cred. Serios? Regret, domnule, dar de data asta nu ești bine informat. Să dea Dumnezeu, dar nu cred. Dar despre cine e vorba? Despre o colegă de-a mea dintr-a opta. Așa.
Nu mi-am îngăduit niciodată să consider pe elevele mele altceva decât ceea ce sunt. Adică niște femei mai mici. Adică niște eleve mai mari. Ah, da. Dar de altfel, faptul că acum mă găsesc aici este dovada cea mai bună. Am primit o scrisoare foarte ciudată din partea colegilor dumitale, Poenaru, Dora și Gheoculescu Carmen. Da, știu, v-au scris că dacă nu veniți, se sinucid. Știu, dar nici o clipă n-am crezut așa ceva. Dar am venit ca să stau de vorbă cu prietenele dumitale pentru a le atrage atenția în mod amical. Că nu gust deloc asemenea intimități epistolare. Păcat că e cămara așa departe și nu se aude. Ce se aude la cămară? La ce anume? Nu, nimic, e o cugetare de-a mea, știți? Ești foarte misterioasă, domnișoară Panait. Apropo de ce? Apropo de întâmplarea asta care măturisesc, începe să mă amuze. Primesc o scrisoare mortală de la cele două eleve drăguțe. Da, bine că e cămara așa departe și nu se aude. Ai mai spus o dată cugetarea asta? Asta e soarta cugetărilor, știi, să le repezi toată viața, dar parcă spuneați ceva și, pardon de expresie, v-am întrerupt. Da, spuneam că întâmplarea asta a început să mă amuze. Răspund apelului disperat al domnișoarelor și în loc de două muribunde, găsesc o fată plină de viață. Vai, care mă oferă țuică la 5 după amiază. Vai, este și praline, pardon, sunt la bouche ma fripe de vom. Poftim? Credeam că dumneavoastră, ca profesor de franceză, înțelegeți galicismele. Galicismele? Da, chiar dumneavoastră ne-a spus asta. De altfel, nu ne-a prea interesat romantismul francez, ci reprezentantul său pe pământ. Victor Hugo? Aiurea, Dan Balint. Da, da, glumești, domnișoară. De clasa noastră, pot să jur. Și dumneata? Singura care a rămas indiferentă am fost eu. Tocmai dumneata? Ce păcat, domnișoară. Nu, și nu fiindcă nu sunteți foarte, foarte simpatic, dar știți, eu sunt angajată, eu sunt logodită în secret. Cum? Da? Da, știți, cu cineva care mă adoră și e foarte gelos. Vai, dacă de exemplu ar ști că stau acum de vorbă cu dumneavoastră, cred că ne-ar masacra pe amândoi și are niște mușchi. O să plec atunci mai repede, domnișoară. A, nu, nu este nevoie, că acum s-a dus până la Paris ca să-mi cumpere mie ceva de ziua mea, că e în diplomație. Așa, felicitările mele, domnișoară. Mulțumesc foarte mult. Un diplomat cu mușchi, da. Nu se găsește pe toate drumurile. Și pe când nunta? A, el ar vrea și mâine. Eu însă nu sunt decisă, știți? E o căsătorie de conveniență. A, înțeleg, sigur. Eu sunt o fire foarte, foarte romantică, domnule profesor. Întâi aș vrea așa să iubesc un om la o demență nebună, înțelegeți? Și pe urmă să mă mărit cu el din dragoste. De ce spui dumneata atâtea minciuni, domnișoară Panait? Eu? Vai, domnule profesor, dar eu n-am mințit în viața mea. Uite, și asta este o minciună. Uite ce vreau eu să spun acum, da. Serios. Că ești o fată foarte drăguță. Hai. Foarte amuzantă, da. Și foarte... Foarte mai cum? Foarte imprudentă, domnișoară. A. Dumneata trăiești într-un fel de basm continuu. S-a inventat o fericire în care dumneata cea din tâi nu crezi. Și e păcat, ai 17 ani. 18? Totuși e prea devreme să te măriți din conveniență cu mușchii unui diplomat, nu? Domnule profesor, v-ați supărat pe mine? Nu. Nu, deși aș avea toate motivele. Mă rog, știți, dacă țineți dumneavoastră, eu stric imediat logodna. Vrei să-l lași văduv prin străinătate? Nu, da. Dar văd că prietenele dumitale nu mai vin. 5:30. Desigur că s-au sinucis în oraș. De ce râdeți de ele? Au vrut să vă vadă între patru ochi, asta e tot. Să fie numai ele cu dumneavoastră și să vă spun așa, ca de la om la om. Ce să-mi spună? În declarațion d'amour. Amândouă? Nu amândouă. Dora întâi și Carmen pe urmă, că au tras la sorți și pe urmă... Pe urmă, dumneavoastră, să vă decideți. E un declarațion de amor. Ar fi firesc să-mi placă oricare fată drăguță de 18. În definitiv, la 30 de ani pot încă să am asemenea... Cum să le spun? Veleități. Sigur că da, aveți dreptate. Din păcate, însă, asemenea libertăți nu mai sunt îngăduite. De ce? Sunt căsătorii, domnișoară. Sunteți? Da, de 10 ani și mi-ador soția și copiii. Aveți și copii? 4. Și cu cel pe care îl așteptăm, 5. A, doamna e... Da, e...
De-aia nici nu m-am soțit la mutarea mea aici. Atunci te rog să fii drăguță să comunici prietenilor dumitale ce crezi că e mai potrivit după această întrevedere. Nu e frumos ce-ați făcut, domnule profesor. Eu? Dar ce-am făcut, domnule? Trebuia să spuneți de la început că sunteți căsătorit. Din dragoste. Și tata, 5 copii. Ce e asta? Ce s-a aude? Un moment, să văd ce s-a aude. Un moment. Știți, au văzut un șoarece în cameră. Cine? Niște spirite care sunt pe cuiac acolo. Iertați-mă, da? Domnișoară, am impresia că mă aflu într-o casă a misterelor. Și cum n-aș vrea să mai deranjez, vă rog să-mi dai voie să mă retrag. Vă rog foarte mult, vă rog să nu fiți supărat pe mine. Să nu plecați cu o amintire proastă despre mine. Nu. Vă rog. Plec cu una excelentă, domnișoară. Și de aici, din Galați, unde vă duceți? Acasă, la București. Ah, da, la nevastă și la copii. Numai pentru câteva zile. Pe urmă plec pentru o lună în excursă în munți. În munți? Păi cum o să meargă soția dumneavoastră dacă... A, nu, ea nu merge. A, vă duceți mai cu copii? Nu, mă duc singur, la cabana Poștăvarul, că am fiecare an. Atunci, petrecere frumoasă și... Și să nu mai spui atâtea minciuni, da? La revedere! La revedere! Domnule profesor, înainte de a ne despărți, eu aș vrea să vă mulțumesc ceva. Eu n-am fost lobodită niciodată. O să fii, domnișoară Panait, o să fii. O să fiu? Și desigur foarte curând. La revedere! La revedere! Ah, îngere, te întreb. Excursie la cabană pe Poștăvarul ne-a trebuit? De ce, Aniba? Nu e rău. Și apoi, dacă știa, a fost ideea lui Tepsi. Da? Și cu ce achităm datoria? Că avem 860 de lei. Bine. E, minus. Și Petere? S-a rechiziționat tot. Cred că trebuie să suspendăm masa de prânz. Aoleo! Te uite, îngere! Uită-te la ăla care mănâncă! Grăsală de la masa din spatele tău! Unii s-ar mângâ! Poți aduci nițelul, domnul Grămăjoiu? Nu, lasă să stea cald. Da? Și mai adu înainte o poiță de șuncă și două el capul. Da, imediat. La, cât e ceasul? 9:05. Oh, până la prânz o să mă mor de foame. Auzi? Aud! Dumneavoastră? Dumneavoastră ce doriți? Noi nu luăm nimic dimineața, că da? Ne cade greu. E, ba da, adu-ne două cafele turcești. Da, imediat. Ce, domnule, ești nebun? Vrei să intrăm și în banii de tren? E, dracu, ne-a pus să venim la munte. Și tăcere, uite că vine Dora și Carmen. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața, fetelor! V-ați sculat din mult? N-am dormit aproape deloc și am visat că-mi mingea pe spate. Ne-am dormit admirabil. Prima noastră vigiatură ca student. A fost frumos. Numai îngerului le-a plăcut. De ce să-mi placă? Eu preferam marea. Păi avem destule Dunăre acasă, îngere. Nu e tot apă ca și mare. Tu ți-a fost cu ideea. Trebuie să fi avut ea un motiv de a ținu morții să venim aici. Dar unde o fi acum? Nu știu, a plecat de dimineață de tot. Știți-l dumneavoastră de unde crema joiul? Nu, dar mi-e bine, bată-l să-l bată. Mandu-mă o da, imediat. Dublă! Dublă! Domnișoarele, ce doresc? Ce ai, cafea cu lapte, ouă, șuncă? Păi, noi... Am luat hotărârea să nu mai mâncăm dimineața. Da. Apropo, îngere, haide, domnule, să achităm nota ca să ne luăm o greutate de pe inimă. Mi-ajung banii, copii? La țanc, nu, îngere? Tantoi pe tantoi. Ei, fetelor, v-ați făcut bagajele? Noi, da. A rămas mai tutită și-l tacă pe al ei. Atunci să mergem, Anibal, să ne strângem și noi ca trafusele. Hai, să mergem. Bine, duceți-vă, copii. Mi-o foame, tu. Ia te uite la ăla de acolo, cum se întoapă. O pușniță-l, tu, pasiunea mea. Ah, uite-o pe tuti. Bonjour, alpiniste. Bonjour. Unde ai fost? Ce multe flori de coltoare. Îndivinite prăpăstii, am fost sus la colții câinelui. Dar ce-ai căutat tocmai acolo? Ei, capital pentru afacere. Gineisii, floricele de colț. Și am cules în mulțime peste 50 de bucăți. Și unde ești? Le-am vândut. Ești nebună tu? Finanțele noastre sunt compromise, dragă. Trebuie o reabilitate. Am vândut flori de colț la diferit. Turiniști. Nu înțeleg. Vă fac o demonstrație. Îl vedeți pe domnul acela gras care mănâncă la masa vecină. Un moment. Tuti, ce faci? Poftă bună! Mergi, domnișoară. Mă iertați că vă deranjez, tocmai când sunteți la zgârci. Permiteți să vă prind o floare de colț.
asculți la butonieră? E nebună. Cap de drăguță de lui ce leși. E pentru săraci. Da? Prețul e benevol, de la 100 de lei în sus. Pentru... Poftim duduiță 1000 la lei. Mulțumesc foarte mult și poftă bună, domnule! Și asemenea, nu știu, cu băcei. Cu asta avem în depozit 6880 de lei. Tu, cum poți să-ți spui că strângi bani pentru săraci? Care-i săraci? Da, ce, dragă, noi ce suntem? Nu suntem săraci? Ce ori să zică băieții când ori află? E, cam cel mai mare căpiț financiar din lume. Tu, trebuie să-ți faci bagajele, după amiază plecăm. Nu, plecarea se amână până la noi dispoziție. Tu ești amorizată, tu! Știi că da! Gata, am terminat timp, e pasat! Și cu ce-mi dau? Și cu el, în legătură cu plecatul, dacă nu vreți să mai stăm, să știți că nu ne mai trebuie nici bani. Restitui sumele încasate și le fac cadou florile în amintirea mea. De ce nu rămâi singură? Nu se poate, am venit cu voi, plec cu voi. Să vedem ce zic și băieți. Hai după ei, mă rog, am întrebenit de când stau aici. Să știți că eu nu merg, mergeți voi, eu mai rămân. De găsim aici atunci, da? Vă aștept? Dumneavoastră serviți ceva? Nu, mulțumesc, eu aștept pe cineva. Mă rog. Pe cine aștepți, domnișoară Sofie? Domnule profesor! Oh, vai, ce surpriză! Nu mă așteptam să te găsesc aici, în bărlogul meu. Îmi dai voie să iau loc? Da, cum să nu, poți? Mă rog, la loc. De când ești aici? Eu sunt de 2 săptămâni, știți, cu toată societatea. Am uitat să te felicit, domnișoară. Pentru ce? Pentru bacalaureat. Am văzut că l-ai luat cu o medie impunătoare. Bă, de unde ați văzut? Am fost zilele trecute prin garanță. Da, înțeleg. Înțeleg. Și cum mai stăm cu diplomația? Am rupt definitiv. Și cred că ești mai fericit? Vai, dar nici nu credeam că un om poate fi mai fericit decât sunt eu acum, știți, da? Domnișoară Tuții, ce face doamna? Doamna? Soția dumneavoastră și copilașii? Am divorțat. Cum? Băi, dar de ce ați divorțat? Fiindcă m-am convins că băieții nu erau ai mei. Toți cinci? Toți cinci, domnișoară. Vai, dar mare fraier ați mai fost. Adică, poftim? Scuzați-mă. Și acum sunteți un om liber? Nu, asta nu pot să spun. Nu. Sunt îndrăgostit, domnișoară Tuții. Vai, așa de repede? Da, dar minte-ar cred că eram îndrăgostit mai de mult. Dinainte de a se produce catastrofa mea conjugală. De cine? De cine? De o fostă elevă a mea. Din București? Nu, de o foarte recentă fostă elevă a mea. Păi unde ați mai fost, profesor, înainte de a veni la Galați? Nicăieri. De la București am fost mutat direct la Galați. Și atunci din Galați? Da. E de la liceul nostru? Firește. Vai de mine, din clasa noastră? N-aș putea să precizez. Tot ce pot să spun e că fetița asta e cam așa. Cum? De vârsta dumneavoastră. Da. Dar nu știu exact ce vârstă. Eu am 18 ani fără ceva. Și ea cam tot așa. E o fată vioaie. Veselă. Exact. Deșteaptă. Dar o inimă de aur. Și cred că oricând ar putea face fericit un om dacă l-ar iubi. Nu vă iubește? Nu știu. N-am întrebat-o niciodată. Vai, dacă e din clasa noastră, știți, garantez eu că vă iubești. Dar poate, știți, ea nu știe că o iubiți. Nu știe, într-adevăr. Păi de ce nu-i spuneți, domnule profesor? O să-i spun și încă foarte curând. Vine cumva aici? Este. Dar de unde știți? Alaltă m-am întors la Galați crezând că am să o găsesc acolo. Și? M-am interesat și am aflat că e plecat într-o excursie pe Postelvaru. La cabană. Aici? Coincidența mi s-a părut minunată. La cabana asta mi-a petrecut toate vacanțele. Aici am visat ca orice om la mica lui fericire personală. Aici mi-a fost dat să o întâlnesc și să-i mărturisesc dragostea mea. Prima mea dragoste. Cum prima? Pe soția dumneavoastră n-ați iubit-o? Da, dar altfel. Cum? Asta e prima mea dragoste adevărată. Îmi dai voie să plec pentru câteva clipe? Da, voi atunci și vă doresc sincer. Știți? Nu pleci, nu-i așa? Nu, vai, cum o să plec? Vreau să vorbesc cu fetele și cu băieții să le spun că mai rămânem. Vreau să spun că trebuie să mai rămânem. Trebuie, puțin, da. Într-adevăr. Atunci, la revedere și la... Ezbuli fantasco-magic! Cum plecii? Ce s-a întâmplat?
dragoste, iubitul meu. Nu înțeleg. A venit Dan, Dan al meu, Dănuț al meu. I s-a urcat medelenii la cap. Cum ești că-l cheamă tu, Dan? Dan, Dan Balint, fetelor. Ce? Profesorul de franceză. Dan Balint e aici? A venit după mine, înțelegeți? Imposibil tot. Păi asta iarăși nimic. Nu, acum nu mai mint. Este atât de frumos adevărul, că nu mai am nevoie să-l înlocuiesc cu minciuni. Și te-a spus el că te iubește? Ca și cum mi-ar fi spus. Păi nu e surat? Nu, a fost, a divorțat pentru mine, să știți. Și a distrus și copiii. De mâncat ca Saturn? Ce le-a făcut? Nu, nu erau ai lui. Erau copii vitregi. Toți? Toți. Lasă fleacurile astea. Pe cuvântul meu de onoare, dacă mint. Așa mi-a spus. Te-a dus. Iar ne duce îngere. E bine, haideți cu mine să-l vedeți. Unde e? Uitați-l, uite-l acolo pe terasă. Haide, mor de curiozitate. El e domnule. Zi, îngere, zi. Bună ziua. Domnule profesor Balin. Tuții, ce faci? Nu mă prezint și pe mine oficial societății Primăvara în caritate de logodnica mea? N-ați fost... Însurat? Nu. Nu, domnișoară, a fost o glumă a mea. Adevărat, domnule profesor? Adică... Dane. Adevărat. Tuții. Ce faci? Să nu cumva să plângi acum. Nu, asta nu. Doamnelor și domnilor, îmi dați voie să vă prezint pe locotnicul meu, domnul Dan Balint. Zis centaurul. Tu. Domnule profesor, asta e masa rezervată pentru dumneavoastră. Și dumnealor sunt invitații mei. Da? Dar de ce plâng? De boane! Pune 14 tacâmuri la masă! Câte două de persoană! E bine să-mi aduci două porții de șuncă! Frății, ce spui de ei? Îți bunii fantasco-magic tu! Și acum să-ți arăt eu ție romantism francez! Ați ascultat Profesorul de franceză de Tudor Mușatescu, adaptare radiofonică de Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Tuții, Rodica Popescu; Carmen, Ioana Casetti; Dora, Stella Popescu; Anibal, Lucian Muscurel; Heruvin, Ovidiu Schumacher; Dan, Ion Caramitru; Eleonora, Ileana Șerban; Calangiu, Dana Cosma; Piticu, Ruxandra Sireteanu; Junona, Dina Protopopescu; Cosâmbăcescu, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Miții, Cristina Deleanu; Grămăjoiu, Nicolae Gărdescu, artist emerit. În alte roluri, Hedviga Georgescu, Carmen Negulescu, Luminița Chiorpec. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.